care toate magazinele scad prețurile, vine anul acesta și cu oferte adaptate perioadei, teste PCR și echipamente de protecție. Ca de fiecare dată, cumpărătorii trebuie să fie foarte atenți. Dacă o ofertă pare prea bună pentru a fi reală, specialiștii spun că sunt șanse mari să fie o păcăleală. Marea zi de reduceri este pretextul perfect pentru români să schimbe telefonul sau să cumpere electrocasnice noi. Unii urmăresc produsele pe care vor să le cumpere cu mult timp înainte, ca să se asigure că reducerile sunt reale. De obicei știu, nu? De exemplu, dacă vreau să achiziționez un telefon și are reducere de Black Friday, eu cam știu prețul, adică mă prind dacă că nu urmăresc, deci produsul respectiv nu-l urmăresc cu, cum să zic, cu câteva zile înainte de reducere. Îl urmăresc cu mai mult timp. Fiecare persoană își dorește ceva mai avantajos pentru el. Te motivează să cumperi, da? Și lumea se bucură. De exemplu, anul trecut de Black Friday am cumpărat o mașină spălată, mi s-a stricat cea pe care o aveam. Comercianții vin anul acesta și cu oferte adaptate pandemiei, de la măști de protecție până la închirieri de autorulote, pentru cei care vor să evadeze din oraș. Oamenii au căutat în decursul acestui an, pe fondul pandemiei, să găsească metode prin care să poată să iasă totuși din casă, să-și petreacă o vacanță, și autorolotele au fost o alegere foarte bună în această perioadă. Au apărut în plus 100.000 de produse de protecție și echipamente medicale. Și în premieră o să avem un test real-time PCR pentru detectarea virusului COVID la 199 de lei, cu o reducere de aproape 50%. Și cărțile vor avea prețuri mai mici, cu până la 90%. Avem pregătite în depozit în jur de 1.000.000 de volume care așteaptă să plece către cititori. Dacă la început previsionasem o creștere de 30%, acum, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, ne așteptăm la o creștere de aproximativ 50% față de 2019. În euforia achizițiilor de chilipiruri, trebuie să fim atenți de unde cumpărăm. Specialiștii ne recomandă să fim atenți la caracteristicile produselor și la preț, comparând oferta cu ceea ce oferă și alți comercianți. La fel de importantă este verificarea vânzătorului. Pe site-ul comerciantului ar trebui să apară datele sale de identificare complete, nu doar denumirea, și datele de înregistrare la Registrul Comerțului și la administrația financiară, și verificată un pic societatea respectivă. Ar putea constata, de exemplu, un cumpărător diligent că respectiva societate se află în faliment, dar site-ul încă funcționează și vinde produse ca și cum le-ar avea pe stoc, și s-ar putea trezi cumpărătorul că achiziționează un produs, plata se face online și produsul nu mai vine sau primește altceva decât a comandat online. Dacă apar probleme cu produsele cumpărate, avocații recomandă în primă fază o reclamație la vânzător, apoi o plângere la Protecția Consumatorului. Dacă nici așa nu se rezolvă, păgubitul își poate recupera banii în instanță. În ciuda crizei economice provocate de pandemie, românii sunt așteptați să cheltuiască sume record în acest an de Black Friday, în special în online. Criza sanitară a dus oricum la o creștere a cumpărăturilor pe internet, iar apogeul ar urma să fie atins mâine. Asociația magazinelor online estimează o creștere a vânzărilor cu 20%, în timp ce sumele cheltuite ar urma să fie chiar de 3 ori mai mari decât anul trecut. Despre acest subiect discutăm acum cu Adrian Negrescu, analist economic în direct la Digi24. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi este și Robert Berza, vicepreședintele unei companii de vânzări online. Bună ziua, mulțumesc și dumneavoastră pentru intervenție. Bună ziua. Sper că ne auzim. Da, ne auzim. Bună ziua. Am să încep cu dumneavoastră, domnule Berza, pentru că estimările arată că dacă anul trecut s-au cheltuit aproape 200 de milioane de lei în cumpărături online de Black Friday, anul acesta se poate ajunge chiar la 700 de milioane. Cum se explică într-un an de criză asta? Cu siguranță pandemia a influențat foarte mult obiceiurile de consum și oamenii se uită mult mai mult către online decât către offline. În plus, pare că acest eveniment de Black Friday se suprapune peste un vârf de cazuri și evident că oamenii sunt mai timorați în a merge către mall-uri și către zona de retail clasic. Noi vedem în datele noastre că în aceste zile de sâmbătă, duminică, luni, marți, inclusiv datele de ieri, de miercuri, arată că oamenii și-au pus în wishlist, în favorite, undeva la 60-70% mai multe produse decât anul trecut. Deci e clar că există o intenție foarte clară de cumpărare aici. Inclusiv cei care folosesc cartul ca și zonă de favorite nu cumpără, dar și le pun în cart pentru a se asigura că mâine dimineață
ajung ușor la ceea ce își cumpără, iarăși acolo avem creșteri de aproape 100% deja. Deci e clar că oamenii își doresc, datele astea arată, noi suprapunem această efervescență și peste creșterea numărului de cazuri în pandemie și faptul că traficul în mall-uri și în centrele comerciale este clar mai scăzut decât anul trecut. A fost oricum un an în care ne-a mutat viața mai mult în online decât până acum. Domnule Negrescu, piața de e-commerce din România de vânzări online aproape că s-a triplat în ultimii 5 ani. Era vreo 2 miliarde de euro, acum depășește chiar 6 miliarde și estimările sunt mai optimiste decât până acum. Cum vă explicați? Da, pentru că oamenii au înțeles că pe online poți găsi produse la prețuri foarte bune și plus magazinele au venit cu oferte foarte, foarte bune. Mai mult decât atât, băncile au venit cu soluții de plată care le permit în momentul de față românilor să aibă încredere în majoritatea magazinelor online. Dar trebuie să trag un semnal de alarmă. Atenție de unde cumpărați mâine de Black Friday, pentru că sunt foarte multe magazine care vor veni cu prețuri foarte mici, dar care nu au produsele respective în stoc. Pur și simplu pun niște prețuri și încercând să găsească clienți pentru produsele pe care le comandă ulterior. Este o practică, și anul trecut s-a întâmplat acest lucru, sper că în acest an să nu mai fie atât de puternic acest fenomen. Cert este că, da, românii se duc mai mult înspre online din prisma modificărilor comportamentale stimulate de pandemie. Au mai multă încredere în comerțul online și asta e un lucru bun pe de o parte, iar pe de altă parte, din păcate, comerțul offline înregistrează în acest moment, adică magazinele fizice pe fondul pandemiei înregistrează în momentul de față scăderi de vânzări de 30-40%, iar Black Friday pentru acest segment nu se anunță atât de spectaculos pe cât se anunță pentru comerțul online. Cum facem, domnule Berza, să cheltuim chipzuit, având în vedere că există, din păcate, și comercianți care nu tratează această zi în modul cel mai corect? Din punct de vedere al securității datelor, al securității plăților, va fi o zi în care veți avea foarte mulți clienți, mulți dintre ei se vor arunca la prețul cel mai mic, crezând că au pus mâna pe un chilipir, dar în spatele acestei oferte poate să fie o păcăleală. Se întâmplă, din păcate, și în România și în alte țări. Cum face să ne ferim de astfel de trucuri? De aceea am subliniat și datele legate de favorite. Noi le recomandăm clienților de-a lungul timpului să-și pună produsele pe care și le doresc în favorite. Este direcția cea mai transparentă prin care poți observa trendul unor prețuri. Cu siguranță, dacă noi îi încurajăm pe client să facă asta, suntem foarte pregătiți să nu intrăm în această capcană a măririi prețurilor. Deci, din punctul nostru de vedere, pentru client, wishlist-ul este un tool foarte important. Apoi, revenind la a cumpăra responsabil. Cred că noi, în general, când ne uităm la creșterile de la an la an, din păcate, comparăm mere cu pere, pentru că comerțul online în trecut era, în general, dominat de zona de electro-IT, pe când în acest an, odată cu pandemia, au crescut extrem de mult alte categorii. Electro-IT-ul crește și el destul de bine, însă zona de home deco este în expansiune foarte mare, oamenii petrecând mult mai mult timp acasă, comandă dublu față de anul trecut online. La fel, zona de consumabile sau băuturi alcoolice, iarăși oamenii au înțeles că poate nu trebuie să ducă până la un hipermarket decât pentru mâncare proaspătă, dar anumite produse le pot comanda online. Deci pur și simplu genul ăsta de produse intră în mix și în mixul de comunicare, iar aceste produse, cu siguranță cel puțin cele consumabile, au niște prețuri pe care oamenii le cunosc. În general știi cam cât este apa plată sau, în fine, berea, să spunem, ca preț. De aceea, iarăși, e o zonă de transparență care se mută către online prin prisma celor mai folosite produse din offline, care acum se mută la cumpărăturile online. Ușor, ușor începe să folosim cardul tot mai des, pentru că România, la nivel european, este una dintre țările care nu are o rată atât de mare de folosire a cardului. Da, se întâmplă în mediul urban, dar în mediul rural, de exemplu, sunt foarte puține persoane care folosesc cardul bancar pentru plăți uzuale, dar aminte pentru cumpărături online. Cum facem, domnule Negrescu, să creștem acest proces de plată online, de plată cu cardul, de înlocuirea banilor cash atunci când se poate și când este mai facil? Este rolul comercianților, în primul rând, și al băncilor, în al doilea rând, care sunt procesatorii de plăți, pentru a stimula acest consum și se văd niște pași semnificativi. În momentul de față,
putem să plătim inclusiv cu telefonul, putem plăti de pe telefon și în magazinele fizice și pe online. E un lucru pozitiv, ne îndreptăm spre economia viitorului, spre această industrie 4.0 în care totul se întâmplă online. Trebuie să fim însă conștienți de faptul că toate aceste tranzacții trebuie făcute responsabil. Suntem într-o perioadă de criză, mare atenție. E bine să evităm cumpărăturile din impuls, să evităm să cumpărăm dacă nu avem banii respectiv. S-a întâmplat în anii trecuți pentru că toți credeam că anii viitori vor crește salariile, ne vor crește veniturile, totul va fi frumos. Hai să fim puțin responsabili de Black Friday-ul 2020 și să fim mai temperați în achiziții, să ne gândim puțin la ziua de mâine și apoi după aceea să ne gândim la ce ne trebuie, pentru că e important să cumpărăm lucrurile care cu adevărat ne trebuie în această perioadă. Este un apel pe care îl fac pentru că, din păcate, în această frenezie legată de Black Friday s-ar putea să existe și multe victime, adică oameni care se vor împrumuta peste măsură pentru a face cumpărături de Black Friday, de Moș Crăciun, de în toată această perioadă de sărbători și, din păcate, după aceea s-ar putea să aibă de suferit de pe urma acestei situații. Evitați creditele cu dobânzi mari, evitați să vă împrumutați pentru bunuri care nu vă trebuie. Gândiți-vă mai întâi dacă vă trebuie produsul respectiv și abia după aceea cumpărați-l. O ultimă chestiune, domnule Berza, o să vă rog mult un răspuns scurt pentru că nu mai avem foarte mult timp. Va fi o avalanșă de cumpărături mâine. Asta înseamnă însă că vor fi probleme și cu livrarea în perioada următoare. Știm din anii trecuți că timpul de livrare a produselor s-a mărit după ziua de Black Friday din cauza volumului foarte mare. În general, timpul de Black Friday de livrare este puțin mai lung, e adevărat. Noi, de exemplu, am angajat peste 1200 de oameni în ultimul luni în zona logistică, tocmai pentru a ne descurca în această perioadă. Nu mi-aș face griji că va fi mai rău ca în alți ani, dar evident nu este business as usual, nu este o zi normală. Mulțumesc mult, Robert Berza, vicepreședintele unei companii de vânzări online. Mulțumesc mult, de asemenea, Adrian Negrescu, pentru intervenția la Digi24. Mulțumim și noi.